și nu știu dacă vă pare cunoscut, dar vă salut din București. Am ajuns și acum câteva zile și sunt cu păcheritul, știți că l-ați mai văzut, care l-ați mai văzut în tale. Salut, frate. Salut, frate. Salut, frate. Uite pe aici și eu. Am loc. Vrei droguri? Da, așa, deci ăsta e primul vlog de când am ajuns în România, teoretic, și am să te întreb aici. Am primit și noi de asta cu mormon, ceva, nu știu, ne convertim, dar în fine. Și acum trebuie să ne căutăm prieteni și să vedem și noi târgul de Crăciun din Mogioroș. O să întorc camera să văd. E prima dată când filmez în România și nu știu cum e experiența de filmat, sincer. E o reconstituire a hărții GTA 6. West Bromwich Albion. Nu mă, cum îi zice mă la aia? Din Canter? Da, mă. The West. The West. The West, da. 32, că e cu 32 de jucători. The West 32, că poate să joace 16 pe 16. Așa, hai să arătăm ea. Ce e, ce am? Asta e de copii ceva, nu? Nu știu ce e. A, uite ce drăguț arată. Ceva al fierarilor sau spiritușilor. A, mă, că e frumos pentru copii. Dar pe unde luăm? De ce luăm? Hai să luăm pe aici. E frumos ca și Nis, sincer. Îmi place rău de tort. Nu știu dacă mod bine. Dar stați să vă zic mai mult. Eu am stat câteva zile în România, n-am făcut absolut nimic. O să urmeze să discutăm mai mult despre acest an din Asia, detaliat ce am făcut, cât am cheltuit, un overview, așa, al experienței. Dar până atunci, dacă tot am venit pentru prima dată într-un târg de Crăciun după un an, și nu sunt fan târguri, dar ăsta am zis că e drăguț. Toată lumea se bate cu zăpadă, ia mă să întorc și asta. Se bate. Alunecă fata, aveți grijă. Sincer să vă zic, îmi place cum arată. Zic, Constantin, îți place cum arată? Îți place, da? Îți place cum am făcut aici, da? Uite, London Eye, acolo, undeva în dreapta. O să ne întâlnim și cu prietenii noștri care nu știu dacă știu că filmează, nu știu dacă le-am zis că iau camera sau nu, dar aia e. Ia uzi. Aici se joacă tabinet. Te înscrie la campionatul de table? Mamă, ce ar merge o tablă pe frigul ăsta. Doamne, oamenii chiar au venit să joace table. Incredibil. Șah joacă, mă, șah. E bine. Auzi că sunt în spate la scenă. Uite aici scenă. Ce îmi place la prima vedere este că nu e aglomerat. Momentan, dar acum cred că intrăm în zona cu tarabe. Mamă, e nămol pe aici, nu putem să luăm. Cred că nu avem altă variantă, din păcate. Nu o luăm pe aici? Trebuie să mergem oricum în spate. Unde ești? Aici. Tu? Constantin Chiriță. West Side. Cred că e West Coast, cum e la rap. West Coast. West Side. Bă, cred că suntem în vestul capitalei? Teoretic, da. Cred că de acolo vine, mă, nu? Dacă are cineva vreo idee, să ne spună și nouă. Bai de aia, trebuie să mă tund, nu m-am mai tund în Japonia. Să ne spună și nouă dacă... Și în Thailand. Să ne spună și nouă dacă West Side ăsta se referă că e din vestul Bucureștiului. Cred că e vestul Bucureștiului aici. Parcul Mogioroș. Sau parcul drumul Taberei, sau parcul drumul Taberelor, am înțeles că e mai nou. Și că iar filmez. Eu am ieșit în casă degeaba. Mulțumesc frumos de ajutor! Ce faceți? Cine e? Shelly, cine cânta? Jihad. Îi vezi pe ai noștri, mă? Westside Christmas Market. Bă, dar dacă... A, uite-l pe Adelin. Gata, mă, stați așa. Să-i surprindem. Bam! Ce faceți, mă? Zici ceva, tu zici ceva neapărat. Am venit să-mi iau un nuga. Ce zici? Nuga. Tu ce faci, Adelin? Foarte bine, tu? Te pup. Ia vedeți aici dacă sac cu dulciuri găsiți. Uite, o halviță. Un fel de halva. Mamă, ți-ai luat 1 milion? Bineînțeles. Tu ai bani, bă? Bă, tu ai mamă, rău de tot, mă. Ia-mi și mie. Tare, tare, bravo.
Ce vor? Și eu vreau să gustăm toți ca să... Da. Deci, nu știu ce vreau să vă zic. Asta, frate. Nu, ce? E noi gustăm toți după toți. Dă să gușu. Mamă, ce bun. Pare rău, domnule. E foarte lipicioasă și foarte dulce. Da, bine. Dar ce se face asta? E rece. Uite, nu, dar doar eu am până. Nigări. Ia viața. De ce se face asta, Adelin? Nigări. Niga se face de nugan de niga. Bună seara! Salut! Uitați outfit de târg! Bine că nu ninge, frate, că nu te mai găsem nici nimeni. Bă, hai mă, ce facem? Hai să vedem căsuțele, hai să vedem ce putem să găsim aici. By the way, e Easy Box cu Moș Crăciun. Uitați în spate, stați și cu varda. Easy Box cu Moș Crăciun, dacă v-ați comandat ceva de pe net. Polul Nord. Pare cineva geanta să-mi țină și mie asta? Otilia, te rog. Este Otilia. Bună seara pentru... El este Adelin, cel mai tare dansator din județul Zalău. Mă, cine cântă azi? Ai legături cu Zalău. Ai legături cu Zalău? Moldova. Ah, cu Moldova. Sunteți nerăbdători, bă, da? Cine cântă, mă? Florin... Cristei? Ăla de cântă străzile din București. Nu cunosc. E punește la o coadă corectă? La un vin fier? Da. Bă, hai să luăm un vin să vedem și noi. Mă, unde e coada? Hai, la coadă. Deci, ok, ok, ok. Bă, Florian Rus și bandul său. Aplauze la noi! Florian Rus este acum pe străzile din București? Da, pare. De când asta a Florian Rus? Așa mi s-a spus. Așa mi s-a spus și mie, asta l-a spus și eu. Costă 12 lei un pahar de vin de 330, degustăm și vedem cum sunt. Și se mai vinde la Crama Panciu aici. Stanciu? Nu, Danciu. Panciu. Crama Botelcuța. Arată foarte drăguță, sunt mișto decorat, îmi plac. Îmi place. Dar merită mai degrabă vin decât ce ai. 100%. 100%. Aia e sora mea, e Marcus Junior. Semănăm? Nu se vede că e întuneric, dar cred că semănăm. Stai. Stai așa. Bate-mă în unghiul prielnic. Gata. Vreau puțin acest videoclip să vă fac un anunț. Am făcut o postare pe comentarii în care rog persoanele interesate sau persoane care sunt curioase de anumite chestii legate de mine, de YouTube, de călătorii, de whatever, să-mi lase o întrebare, un comentariu aici sau la postarea aia, sau pe Insta, sau pe mail, sau pe Revolut, sau pe PayPal, sau pe Angie, sau unde vreți voi. Urmează să fac un videoclip în care spun la întrebări de asta, gen Q&A sau cum se numește. Și da, atât, gata, hai. Vă pup, vizionare plăcută în continuare. Așa arată vinuțul, să vedem cum este. Băi, mă dau un lateral ca să nu vă încurc. Stați așa, stați-vă mai așa, stați-vă mai așa. Să ne întoarcem. Câte fierbie? Băi, nu vreau să arunc pe jos, cam o gumă. Stai. Ai gelbețel? Uite acolo, cu noi. Da, o stați să arunc la gunoi asta. Vedeți, așa se face și voi. Gata. Deci, toți că nu mă mai caut la, de vreme. Așa. Prima ori la a doua ediție de la asta. Taste. La prima. Taste. Vinul de Crăciun. Primul contact cu târgul de Crăciun. Moghioroș. În București. Acum mi se pare mult mai... Arde rău de tot zimnei înainte, ca să nu moardă. Păi da, că mi-e frică și mie. Dinu, care gustă primul, ziceți dacă arde rău. Tu ziceți dacă arde rău. Nu arde rău? De miros simul astea foarte bine. Cred că are scurtișoară deja sau ceva, nu? E bun, aia n-a fost acum 2 ani. Mamă, e frică. Asta de aici? Gata, uitat, deci mi-a zis doamna de aici. Dar cum îl reperez? Are vreun nume anume? A, Crama Valente? Asta, asta înseamnă, nu? Ok, să rămână. Pentru... Ce drăguț e. Da, și la doamna aici aveți... Da, astea dulciuri. Eu nu mănânc zahăr, îmi pare rău că și ăsta are. Care arată foarte drăguț decorate. Până când este deschis târgul? Aveți idee? Până când este deschis târgul? Este deschis până pe 27 decembrie. 27, deci după Crăciun. De la ora 11 în timpul weekendului până la ora 10:30 noapte. Seara? 22:30. Deci ea s-a tot până la 22:30. Da. Ok. Și în timpul săptămânii de la 12:30 până la 10:30. Ah, deci în fiecare zi oricum până la 10:30. În regulă. Mulțumesc frumos. Thank you.
vreau să vă, sper că mă aud că n-am la valiera aia și concertul aici lui Florin. Florian, nu mai știu cum. Florian, cu străzile din București, te vedeam care știu și de el. Dar voiam să vă zic că e foarte curat aici, adică în afara faptului, mă rog, că e ud pe jos. Uite așa, gen, în afara faptului că e ud, că n-a, s-a topit zăpada tot aici, nici mai devreme. Unde mergem? Să merg după voi, după tine merg. Acum nu știu ce să faci la un tări, te plimbi pe aici, te urci, te uiți. Dar îmi place cum e organizat. Adică, sincer, cartof belgien, asta n-am văzut în viața. Cartof belgien? Bar, aici abonesc iar cu vin. Burger Van, chiar e prima dată când văd la un tări de Crăciun. 40, 45, 50 de lei văd burgeri, deci fair. Taste of Belgium. Iar e prima dată când văd chestia asta. Știi cum ți se par târgurile din București? De ce, mă? Ești hater? Chiar îmi place mult de tot aici. Dar trebuie să nu sunt neapărat fan aglomerației și asta e, dar e drăguț și e curat. Ia, mă, 24 de lei, 24 de lei o clătită, ca idee. Și 19, cred că e cu dulceață, da, și cu nutelea 24. Pe care treau cu easyboxurile astea, că am văzut vreo 3-4 până acum. Păi, au început să fie populare. Dar în parc? În parc astăzi, când târgul de Crăciun? Că știi care e faza aici când nu e târg, e vară, e apă. Aici știu, aici, păi cred că doar de târg puse, că și decorate. Da. Fries and chicken. Ce face? A, da, m-am dat. Bă, așa la prima vedere și ce mi se pare, că nu sunt foarte multe chestii, gen fasole sau știi ce zic? Băi, da, poate n-am văzut. Da, să zic că nu prea sunt gen, uite, uite aici, de exemplu. Păi nu mă, dar e târg de Crăciun, deci fries, hot dog, ești tu chefs, după aia e del pollo, paste fresca, deci paste reci. Paste reci, mă? Eu nu intru la fast food, dar sunt, ar trebui să iei asta cu cârna, scalta, buș, chestii, nu știu, zic și eu, nu să fac asta în târg? Bă, nu mă percep, dar asta parcă e ciudat, parcă simt că lipsesc. Nu știu dacă ar fi trebuit să fie sincer, că nu. Uite, bavarezul XXL aia e cu bere. Păi chiar răzvin nu vine? Ia la rușinul să tai porcul. Tai porcul? Da. Păi de-aia n-am aici carne, că n-a tăiat porcul. Răzvin. Asta ce e, mă, bere? Nu, tot... Bavarez. Tot hodăci. Da, asta e znadă... Uite, waffles. Nu, Madeline, fără mișto acum. Nu ești de părere că ar fi trebuit să fie. Dar nu te rușina, că nu ești curios. Gen, nu văd nimic românesc, gen. În afară de nuga, alea cu dulce. Dar mă refer la aici, gen, nu știu. Sunt asunat răbuțele astea. Uite, păstrămărie, de exemplu. Ah, ok, gata, mă. Numai. Gata, uite, păstrămărie și acolo ce? Ah, bubble tea. Mamă, mai asiatic de atât n-am văzut. Da, dar uite, nu cumpăr nimeni de la asta, da. Dulcirile copilării, asta ce sunt? Cred că nuga. Uite, găsa cu acadele. Asta sunt dulciuri de-astea. Da, mă, de-astea de ciubuc. Mamă, ciubuc, ce tare. Deci roata asta costă 30 de lei, nu știu cât durează. 30 de lei, vă, că scrie acolo. Păi să mergem la vis, că stai etajul 8. Sincer, vreau să vă doar de sus. Păi hai să mergem pe podul ăsta, ați fost? Da. Ah, ok. Și ok. Te ice cream bar. Păi pe aici facem stânga, nu putem? Bă, stați, nu știu ce caldă. Hai mă, ia-ți ciocolată caldă, hai ia-ți. Maria a venit foarte crispată, că nu că a dat, că n-ai dat, că de la ciocolată. Am văzut că e 20 de lei, 80 de mililitri de țuică. Mamă, bine, dar fiartă, tată, că e gazul. Ați văzut motivul West Side. Mă, oare pentru că e în vestul capitalei? De plastic, ce tare! Iartă, băi! Zic, așa se fierbe! Când o faci? La cazani! Ce o mai fierbe? Ai fiert-o iar! Da, e tradiție, faci un per în iapă! Sincer, mergem! Da! Hai mă, mai luăm ceva de aici, mergem în control? Hai pe pod! Hai! Hai să vă arăt după pod! Ca Cristi, de ce? Eu oricum răspund doar la Marco! Era Smash aici sau nu? Erau două suedeze sau norvegiențe, cred? Erau. Dar doar de grup. Erau și doar la pachet mergeau, și părerea. Și polițiste tot așa. Alea trei le-am văzut. Aha. Și scuzați circul, asta este. Dar era... am zis, m-ai întrebat dacă era de Smash și ai pus în cameră cartea cu mormoni. Dar erau domnule care ne-au dat prietenele, domnișoarele, care sper că erau majore.
Dar mergeau la pachet, la pachet mergeau. Toată lumea m-a întrebat dacă Constantin are iubită. Constantin are iubită, este o... Glumesc, nu-i. Vreau să-l trolez, dar n-a auzit. Stai, mă, nu fi te... Hai, cadă. Panar. Nu te-a văzut nimeni decât 1000 de oameni care se uită la vlogul ăsta, dacă se uită. Hai. Deci dacă va pica ceva cu zăpadă pe pod, e vinț. Bă, tare la patinoarul ăsta, Dan Placu, deci 2 metri o bucată de aia. 25 de metri. 25 de metri. 25 ori 25, cât face? 420. Pe tine. 500, mă. 500 de metri pătrați. 25 ori 25, 625. 625 de metri pătrați. Metri pătrați. Deci, la... hai să numărăm persoanele acum, să vedem câte persoane. Zi acu, hai să numărăm persoanele. Așa. Facem poză și numărăm în poză. Cât ai așa? Ca om. Ca ființă umană, cât ai stânga-dreapta? Da, mă, da. Are cam 2 metri o de-aia. Da, mă, arată drăguț, dar din punctul meu de vedere e destul de, mă rog, mic nu e, că nu, trebuia să pună și tarabele astea undeva, dar e foarte multă lume. A, sunteți soții mei? O secundă am avut emoții că e cineva care nu e cu noi, dar m-am oprit ce, bă! Așa, mă, bine că ți-am luat camera, că voiam să vă zic ceva despre Marco. Că n-auzi, știi, spuneți. Mâna mai departe un pic. Da, mă. Deci Marco s-a întors și voiam să vă zic cam cum se schimbă un om după un an în Asia. Dar uite-te și acolo, să te încadrezi. Lasă-mă. Și o să ne confirme asta și... Gașca. Da. Spuneți-mi că filmezi. Că filmezi, mamă, ce s-a schimbat. Deci hai să începem ca să nu pierdem timpul. Mi se pare că s-a întors obosit la trup, dar renăscut la suflet. Și cam atât că n-am avut ocazia să-l văd așa foarte mult să se se manifeste în toate emoțiile. Să se manifeste. Nu. Da, m-am gândit mai bine, cred că o să observați voi asta și vedem la sfârșit. Lăsați în comentarii ce credeți și cum vi se pare, dacă vi se pare mai schimbat față de început. Nici nu cred că mai sunt mai mult de 100 de persoane care se uitau de la primele vloguri, care se uită acum. Stânga, bine, hai stânga. Nu, de ce stânga? Păi nu, că nici nu trebuie să fie... Păi atunci cum ar putea să... Poate să uită la vlogurile de acum un an și să zic o diferență E un exercițiu pentru... Te imaginați mai mult. Da. E un exercițiu de imaginație, exact. Da. Cam atât. Da, cam atât. Rubrica asta, cam atât. Continuă tu, te rog. Răgat, atât de atât. Ce poți să ne spui despre tine? Deci... Te-ai căutat, na? Eu sunt alt om. El după 3 săptămâni în Thailanda, cine n-a văzut vlogurile, vedeți că ne-am bătut pe acolo, am făcut târât, a fost frumos. Mergem la patinoar, deci? Ok. Bă, e frumos târgu, e curat, nu e extrem de aglomerat, deși este, ce zi, sâmbătă sau vineri? E vineri seara, deci chiar mă așteptam să fie. Chiar mă așteptam să fie super aglomerat și nu e. Dar e mișto să fii cu prieteni singuri, cred că m-aș fi un pic dist, adică după atâta timp călătorit singur, nu mai vedeam aici singur, niciun caz. Plouă. Se pare că este cam mult fund în scena aia? I-a dat domnul Florian în tobe de a zăpăcit. Trebuie să coborăm pe aici, nu? Deci aici e scena unde e spectacolul, hai să vă arăt și vouă un pic, așa că eu nu mă uit la așa. Dar... Sunteți frumoși, vă mulțumim mult! Ce mi-a plăcut! Așa. Suntem bine? Hai! Mergem la patinat. Spuneam că am vrut să vă arăt scena care... Pe domare angajament. E cam frig, bă. Era mișta căringea, chiar că era mișto rău după căringea. Dar încă o dată vreau să specific că îmi place că este foarte curat, după cum puteți vedeți, nu e nimic pe jos. Merg cu hârtia în mână. Sunt coșuri de gunoi, nu vreau să mă plâng ca în Japonia. Dar... Ta-na-na.
super ciudat să fiu în România, pentru că gen, eu nu sezez că acum lumea mă înțelege. Eu filmând tot timpul și pentru prima dată când m-am filmat singur pe stradă a fost în altă țară. Mai exact, am un vlog din Florența, am făcut telefonul înainte să plec în Asia, cu vreo lună pe care l-am postat și cred că o să le editez la un moment dat și o să-l postez dacă mai am filmulețe, deja că le mai am. Dar am filmat eu cu telefonul și cu gimbal, că la momentul ăla așa voiam să fac vlogurile. Hai să vă zic că am ajuns la patinoar, acum vă zicem și cât costă. Deci 25 de lei, uitați tarif, 25 de lei. 25 de lei încălarea. Și închiderea 25. Și 25 de lei patinele. Deci e cum v-am zis. Și intri pe seriile astea, 50 de lei. Câte ceasuri? Deci sunt pe astea intrate, astea sunt intervale în care intri, deci o oră jumate, 50 de lei. Văd aici că majoritatea au 2 ore jumate, doar ultima, a, o oră jumate, doar ultima are 2 ore jumate. Și ăștia vor să intre să dea și ei jumătate de oră. Filmez pe mine sau filmez patinoarul la asta. Filmează tu, Maria. Vezi cum scade camera. Nu, cade, mă, Cori filmează. Da. Și-a declarat independență. Ulei! Ce faci, Fai? Uite, te filmam. Salut, salut. Hai. Ce-i asta? Leona lui Cristi. A fost câteva zile. Câteva zile erau cu 2 săptămâni. Cum a fost? Bine, pare rău. Ne-am întâlnit, uite-l pe Bobo. Ne-am întâlnit aici cu tot roșiorul. Ia uite, ia uite. Roșiorul. Bună seara. Mamă, nu mai pot. Până unde mergem, băcă, peste oameni de roșiori. Care roșiori? Nu știu dacă e bine sau rău. Câtă memorie are multă. Cât vrea Maria. Au pornit! Da, mă! Ia uite! Bine. Au pornit, mă! Mă dau și eu, uite, mă dau și eu, mă dau și eu. Da, mă! N-ajung! Gata! Și-a dat drumul, bă! Filmează, filmează! Ai scos-o la timp, Adelin, bravo! Filmează tot ce se întâmplă, filmează, filmează tot ce se întâmplă! Te filmez pe tine! A scos-o la timp, Adelin! Cât a fost mapa? 10 lei! Farfuria, doar! Lasă-i și pe ei, că... Și noi, noi ne-am mâncat pâinea. Așa am fi fost și noi dacă aveam bani când era mici. Dacă aveam bani când era mici. Dacă era patinoară, în primul rând. Erau. Bun. Era, da. Puneam pânză de bonfire. Puneam lame de catane pe Adidas și de aia cu grampane. Era vlog. Sunt Adelin, delegatul lui Marcu pe România. Din păcate, el are mâinile ocupate, nu poate să filmeze. Și m-a pus pe mine să dau rec. Așa? Ce să facem? Ne plimbăm ce pe... Ce să facem? Pare că ne întrebase cineva. Da, ce să facem? Ce să facem? Uite ce să facem, ne plimbăm, plecăm de aici, că am înghețat de frec. Se merge la locul nostru de întâlnire din București. Unde nu se spune că e secret, e bunker. Da. O să vară pe geam când ajung oricum. Facem chestii, vă arătăm de acolo mai multe, mai una facem alta. Avem narghilea? Vinț, da? Avem narghileaua? Avem și narghileaua. Vinț, avem narghileaua? Da, da. Bine. Prumeci, nu prea prumeci. Facem narghilea, acum avem de mâncare, jucăm. Hai să vă arăt pe Maria. Probabil... S-a filmat și Maria, cu și-a vlog. Da? Da. Păi da, eu sunt făcută pe bine, atunci te mai filmez. Bun. În provocarea de astăzi, m-a sunat Zbur și m-a pus să... să merg la oameni și să le... Le dau BMW-uri. Da. Doamne, nu, glumeam și eu. Să mutăm acest vlog acasă la Cernobâlul nostru. Vreau să vă arăt asta. De ce mă, stai că vreau să filmez baiașul. Toaletă publică care se spală singură. Cea mai tare. Are lumină? Păi intră tu, că nu intru cu ăsta, dar doar vreau doar să filmez așa cum arată. A, uite mă, vezi că arată bine. Gata, arată decent. N-are capac, n-are asta, dar e ok. Cred că se spală singură, vezi să nu atingi nimic pe acolo. Hai, pa. Și am ajuns iar la West Side. Eu n-am văzut Opel ăsta. Dar mergea o Dacia dacă tot puneau. Opel Corsa. O mașină aici, nu înțeleg de ce, dar... WS. S... 2 ore mai târziu, după câteva pahare de... Mă rog, aici e doar rom, acum urmează să punem niște... Că știți că eu nu scuz zahărul. Niște Pepsi Max ăsta. Dar vreau să vă fac room tour și să vă arăt ce facem noi pe aici, mă rog. Mai nimic interesant. Intrăm în casă, specific, chiar vă fac, bun, hol,
Aici stă la prietenul meu, Vince. Aici e dressing-ul în dreapta. Vince, ești la baie? Poți să intru să-ți ară baia? Ok, aici avem dormitorul lui Vince, cred. Am intrat în cameră, Maria. E frumoasă camera. Aici e biroul Mariei, unde face arhitectură. Robotul Roventa. Aici e Vince la baie, dar nu poți să vă ară baia, din păcate. Și aici Vince să joacă Metin, dacă ați auzit. Nu Metin Travel a Bit, Metin jocul. Da? Bine, bă! Se joacă FIFA, desigur, se joacă Sabotor. Brat frumos. A, poți să ară baia sau e dezastru? Nu se simte pe cameră, nu? Așa. Vă sarut. Trebuie să recunosc că m-am luat un pic în freză și eu. Asta e baia lui Top Road Tort și hai să vă arăt view, că de fapt mie asta îmi place super mult. Stați așa să vă arăt. Stați așa, stați așa. Și aici avem un balcon. Stai să vezi cât de mare e balconul ăsta. Deci începe de acolo. Mă, miroase iarbă rău de tot de aici. Până încolo, deci până la dormitor ambele uși ies. Și suntem la... Cine e din București, recunoaște zona asta la asta? Vă mai arăt așa un pic, să vă mai dau un indiciu. Acum recunoașteți poate intersecția asta. De fapt, nu. Acolo cred că ați recunoaște. În fine, suntem la Radox. Asta este Bulevardul Timișoara. Acolo se fac filtre de poliție din ce văd. Și asta este, dacă nu mă înșel, Valea Oltului. Da, ceva de genul. Eu mă o să fac niște... Bă, bine că ne-am luat mașina, că-s filtre de poliție fix aici. Și gen opresc tot, efectiv. Păi și... Ce n-aveai cu mașina? Nu, că gen, că am băut un vin fiert. Ziceam dacă beam un vin... Bine că n-a venit din cu mașina, care are cauciucuri de-aia pinteni. Gata, că-mi trecut repede. Așa? Ce ziceam? Asta să vă arăt. Că noi aici este un mare lucru să facem... Adică eu fac asta în narghilea mea, sunt fan narghilea și mi-a lăsit super mult. Așa. Cred că cam asta a fost. Nu știu sincer cât am filmat, probabil să fie un vlog scurt. Dar oricum o să ne revedem, că avem multe chestii de povesti legate de experiența din Asia. Și mi-ar plăcea dacă aveți întrebări legate de experiența din Asia, care a fost de un an, pentru cei care au văzut toate vlogurile, sau pentru cei care nu au văzut, e un an în urmă de vloguri, puteți să le urmăriți. Și puteți să-mi lăsați întrebări în comentariile acestui videoclip, pe Instagram, pe mail, pe Revolut cu o donație. În fine, nu contează, glumesc, adică puteți să-mi trimiteți ori de întrebări. Vreau să strâng întrebări și să fac și unde fac cu Q&A. Și da. Hai, noroc, Doamne, noroc, noroc, să ne revedem. Și altă dată. Doi, unu. Doamne, ce să fac pe te, bă? De șatieriști? Legitimațiile? Legitimațiile la Otilia? Pe ce linie ești azi, Otilia? Pe linia 4. Deci ca idee, noi acum încheiem acest vlog. 4 pași de asamblare. Mamă, dar ce ochi am în cap, că eu mă văd aici, dar nu prea mă văd, în fine. Nu știu ce vreau să zic. Zi tu ceva. E 5 jumate. Tu par mai relevant un pic. Zi. E 5 jumate. Ce tare. Și nu știu dacă e proiectat metrou din drumul Taberii pentru ora asta. Proiectat. Apropo, chiar am lucrat aici. Constantin a lucrat acum... Ce an, mă? Anul 3 de facultate? 2? Anul 2 de facultate. Anul 2 de facultate a fost... Hamal, Salahor. Hamal. Eu... Nu există Hamal. Nu există Hamal? Hamal. Hamal, mă. Nu există? Nu e cel lucru? Salahor? Da. Așa era în contract? Era Salahor în contract. A lucrat și drept aici la stația... Valea Ialomiței, care merge pe linia aceasta de 46, stați că nu văd, și primul metrou vine la ora, stați așa să îndrept, nu știu la cât, dar noi mai avem un puțin de stat. Se panorama rău de tot vreodată. Nu știu ce am filmat toată ziua, bă. Dar am zis să-l închei acum, că e 5, acum am plecat acasă. E 5 jumate acum plecat acasă. Da și voi subscribe, like, comentariu. Dacă vreți să vedeți. Dar aveți ce să vreți să vedeți. Ești nemun. Hai, vă pupa.
Wow. Și în încheiere vreau să vă mulțumesc super mult celor care se uită la mine tot anul ăsta. E ajunul Crăciunului acum. Suntem la Roșior cu familia și vreau să vă urez și vă Crăciun fericit, toate cele bune și ne vedem cu un an nou de călătorii în câteva anul viitor. Pa!